Bună ziua! În acest videoclip vreau să vorbesc despre un minim de bunătate sufletească pe care ar fi bine să-l avem cu toții. Se vorbește, de exemplu, în domeniul financiar despre salariul minim pe economie. E bine că există această lege a salariului minim pe economie, dar pe lângă aceasta mai este nevoie de un minim de bunătate sufletească pe care ar fi bine să-l avem cu toții, toți oamenii. Deci un minim de bunătate sufletească. De exemplu, mă gândeam, nu știu, n-aș vrea vreodată să ajung să nu am niciun leu în buzunar, dar chiar dacă, mă rog, mi s-a întâmplat așa, să zic, uneori, dar chiar dacă se întâmplă asta, dacă există la orice om un minim de bunătate sufletească, până la urmă, nu știu, mă duc și eu la un magazin și zic, îmi cer scuze, nu am niciun ban, vă rog, dați-mi o pâine. Și mă duc și asta odată la un timp, nu mă duc în fiecare zi ca să deranjez, în niciun caz. Adică un minim de bunătate sufletească cumva să-l aibă, până la urmă, și proprietarii ăștia de magazine și oamenii ăștia sunt atâția oameni care au bani și totuși uneori nu au acest minim de bunătate sufletească. E adevărat că și cel care cere poate să înțeleagă acest lucru, că unii au zile mai grele și nu că n-ar da, dar nu au chef sau nu se simt ei bine în acel moment și nu vor în acel moment să ofere așa ceva și atunci poate să se ducă cel care cere la alt magazin sau la biserică, sâmbăta, când se oferă ceva. Mai sunt și cantinele astea sociale, dar totuși așa de-a lungul vieții am văzut că într-adevăr unii oameni se poartă cam urât și cam des așa. Adică, până la urmă, eu cred că toți oamenii au acest minim de bunătate sufletească, însă, nu știu, au ei, cred că, ceva de genul, unora oferă acest minim de bunătate sufletească, iar unor oameni nu îl oferă. Adică, pur și simplu, ei au acest minim de bunătate sufletească, sau poate chiar cea mai multă, dar unor oameni nu vor să acorde nici măcar acest minim de bunătate sufletească, ceea ce nu este în regulă. Așa se duce lumea spre rău și spre dureri, pentru că unii oameni vor să fie cruzi uneori. Nu știu, această cruzime dacă va dispărea vreodată. Măcar dacă se întâmplă așa ceva, bine ar fi să reacționeze ceilalți care sunt de față și să oprească acea cruzime, ca să zic așa. Dar nu prea se intervine, asta observ așa, că nu prea se, când e o problemă, nu prea se intervine. Nu știu dacă e neapărat ceva românesc sau ceva uman în general, dar nu prea se intervine așa, are cineva o problemă și nu se intervine așa, nu știu, sau sunt e plastic și sunt prin oraș pe jos, plastic și hârtie. Rar se oprește cineva să, nu știu, să ia un șervețel dacă are în buzunar și să culeagă de pe jos câteva plastice să le arunce la coșul de gunoi. Adică dacă am fi un pic mai, cum să zic eu, dacă n-am mai fi așa grăbiți, poate, eu știu, grăbiți sau dacă n-am fi așa asemănători cu roboții în privința comportamentului nostru și am fi un pic mai flexibili sau un pic mai iertători, nu? Că zice cineva, n-am aruncat eu, deci să ridic eu, dar nu trebuie să ridici în fiecare zi. Așa, din când în când, un exemplu pentru cei care aruncă, nu? Că cel care aruncă vede pe cineva că strânge de pe jos, poate nu o să mai arunce așa, nu știu, și cei care aruncă pe jos oricum au și ei probabil dezamăgirile lor, dar o să se mai rușineze altă dată când vor să mai arunce, ținând minte că cineva totuși le strânge așa și nu e tocmai frumos ceea ce face să tot arunce cu plastic și hârtie pe jos. Sunt tot felul de probleme și putem progresa fiecare pentru a fi oameni, adică putem progresa fiecare pentru a ajunge să fim oameni buni. Nu o să putem să fim buni tot timpul, dar bine ar fi dacă am putea să avem mereu acolo un minim de bunătate sufletească pe care uneori, nu știu, nu-l avem uneori sau ceva de genul ăsta. Și eu poate că am fost așa uneori și nu mi-am dat seama. De asta e bine să mai intervin alții să te oprească așa. Băi, vezi că greșești, oprește-te. Da. Bine, o zi frumoasă să aveți.